Oltenia Andra, condus de doamna Ecaterina Jumir, participă în fiecare an la nenumeroase concursuri și festivaluri locale, raionale, republicane și internaționale, unde se bucură de aprecierea publicului și a jurului. Suntem din România. Da. Aveți transmis ceva locuitorilor de peste Prut. Noi suntem din comuna Trifești, Megiescu, satul Horești. Aveți ceva de transmit acestor locuitori? Pace, sănătate, frăție. Între noi să fie. Așa. Ce ansamblu reprezentați dumneavoastră aici? Noi suntem comora satului, da. Satul Matiuț, raionul Rezina. Așa. De la stâncile Nistrului suntem. Oh, de departe. Da. Prezentăm zona nistreană și am avea plăcere să fie, o înfrățire între noi, frații. Să facem schimb la nivel cultural, la diferite niveluri, diferite relații. Trăim ca frații. Da. Festivalul ăsta l-a organizat doamna primar de aici? L-a organizat surorile Osoianu. Osoianu. Surorile Osoianu. Mm-hmm. Și doamna s-a ocupat de organizarea lui? De organizarea festivalului, da. Și a invitat... Asta în fiecare an la dumneavoastră se face? Bienal. Bienal. Deci la doi. Aveți un festival deosebit. Eu, sincer, n-am auzit în România de astfel de festival. La dumneavoastră să desfășoară tare festivalul cu diferite ocazii. Da, ziua comunii. Da. Și bine diferiți. Am avea plăcere dacă ar fi invitat în România și pe dumneavoastră vă invităm la noi, la Nistru. Da, o să luăm legătura cu doamna primar. Da. Și v-aș invita. Da, ar fi foarte bine. Cum vă numiți? Eu sunt Elena Platon, sunt conducător formației. Felicitări pentru ceea ce... Da, vă mulțumim și dumneavoastră, mult sănătate. Și minunatele costume care le aveți dumneavoastră aici. Da, da. Sunteți la o vârstă mai înaintată. Cum de faceți parte din ansamblu? Pasiunea din tinerețe? Din tinerețe, da. Am lucrat șofer, am dus pe la cântări, pe la raion, pe la republică. Acum cântăm împreună cu ești la da. Frumoasă tradiție. Da. Cum vă numiți? Andrei. Și doamna, e soția? Sora. Mai mare, Luba. Cum vă numiți? Luba Ursache. Să
suntem din România, din satul de peste Prut, aici este Horești, dincolo este Trifești. Aveți un mesaj să transmiteți locuitorilor comunei de la acest festival frumos al dumneavoastră, al datenilor? Vă rog. O să vorbesc eu. Bună ziua, dragii mei. Celor din satul Trifești, le doresc dragile mele ocăiențe și mulți stimați participanți să vadă locul de București. Sunt emoționată și onorată să fiu astăzi din nou alături de dumneavoastră la acest extraordinar eveniment. Primul titlu pe care l-a interpretat acest minunat ansamblu mi-a răspândit și mi-a răspândit încă o dată în suflet. Fii rugăminte, de unde sunteți dumneavoastră? Pentru că nu mai duce drumurile să știți că de fiecare dată ce prezentați la acest festival? Vreau să vă spun că familia genericul acestui festival este de fapt tot ce are mult mai scump. Văd că aveți niște costume, sunt de acolo inspirate sau de la bunicile dumneavoastră sau cum? Învățăm să respectăm. Costumele sunt așa este acest lăsaș minunat, familia. În familie suntem deopotrivă și profesor și elev. Deci apreciez enorm de mult această idee. Fetelor, o să cum vă numiți? Să trăiți și să venuiți în veacuri, iar familiile care vin alături de voi aici la Corești să aibă parte de voi. Ați cântat foarte frumos. De unde sunteți? Da, vă mulțumim pentru aprecieri. Suntem din localitatea Sticlăria, comuna Scobinț, județ Iași. A, uite, ești în vecinătatea orașului Hârlău. A, uite. Și cum de-ați nimerit la acest festival? Avem invitații. Aveți invitații. De la cine? La doamna primară a comunii? De la surorile Osoianu. La surorile Osoianu. Ce impresie vă face acest festival? Ați mai întâlnit în România asemenea festivaluri? Părerii de rău, colegii mei au mai fost da. La asemenea activități, eu n-am fost, n-am fost deși în afară. Dar îmi fac o impresie foarte bună. Cum vă numiți? Vasile Deleanu. Bună ziua! De unde sunteți? Suntem de la Mărculești, Orășel, Răul Florești. Ați fost invitați aici la acest festival? Da, am avut ocazia să fim invitați la această sărbătoare. Și ce prezentați? Niște lucrări vocale, deci vom cânta astăzi. Așa. Trei lucrări. Vreți să prezentați membrii formației dumneavoastră? Păi da, suntem o familie. Da. Deci bunica, da. Spânul Elisaveta. Da. Deci soția, Aliona Vanghele. Da. Eu, Igor Vanghele. Valeria Vanghele, fiica mai mare, Ileana Vanghele, fiica mai mică, nepoata, Matkovski, Cătălina. Ei, doamnă, ați transmis mesajul dumneavoastră de talent mai departe. Noi de mici copii, chiar de la părinți, am îndrăjit cântecul popular așa și l-am în școală, am mai cântat pe scenă. Pe urmă, la colegiu, când am învățat, la universitate n-am folosit așa concerte. Dar, în schimb, în lucru, le-am apreciat și le-am chiar câteodată le-am dat și la elevii care i-am învățat. Credeți-mă că în România n-am întâlnit un astfel de festival. Și este deosebit. Pentru asta toate felicitări. Foarte deosebit și ne bucurăm că cât de cât pe vremea sovietică aceste tradiții erau gătuite, să mă scuzați. Dar acum le înviem și ne bucurăm mult. Măcar copiii noștri, nepoții, strănepoții vor prelungi și vor transmite mai departe aceste tradiții frumoase, foarte frumoase. Vreți cumva un fragment scurt, un minut? Da, care ce cântați? Ia bun! Brădeșor de cerața, brădeșor și strânge-n mar,